Care este părerea dumneavoastră despre calitatea produselor agricole și alimentare autohtone? Mai este nevoie de implementat anumite tehnologii, anumite sisteme de control, anumite mecanisme sau de certificare, de expertizare, laboratoare și așa mai departe, ca acea producție care noi dorim până la urmă să ajungă pe piețele Uniunii Europene, unde sunt standarde, noi le cunoaștem toți, sau sunt mult mai înalt, cele mai înalte standarde din lume, sunt standardele Uniunii Europene, și pentru a penetra această piață, în mod obligatoriu, este necesar ca această producție să corespundă acestor standarde. Și la acest capitol mai avem de muncit. Și în acest sens, noi nu am fost gata și nu suntem gata în continuare. De aceea, și în cadrul acordului de asociere sau acordul de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană, sunt stabilite termenii de tranziție, în cadrul cărei Republica Moldova trebuie să-și alinieze cadrul legal, standardele, reglementările tehnice ca producătorii agricoli, având la bază sau luând la bază aceste documente, să-și adapteze producția la aceste standarde, ceea ce va permite indiscutabil la o creștere a posibilității de export în piața Uniunii Europene.